Te duci în partea aia, în Scandinavia, unde o bere e 12 euro. Plus deci cazarea undeva, cred că 35.000 a fost, da, anul trecut, spre 40.000. Și... Nu, dar sunt o echipă atipică. Nu sunt o echipă clasică daneză, cum era Silkeborg, să zicem. Au mulți jucători interesanți, mulți jucători exotici, tineri, buni, tineri, valoroși, da, pe care deja, după care se uită cluburile, înțeleg, din Anglia. Mă uitați-mi pe primul lor 11, mă rog, standard, așa, mai mult de jumătate din echipă, are cel mult 21 de ani, ceea ce e totuși chiar atipic pentru o echipă care s-a bătut la campionat, a terminat pe locul 2 și acum probabil că are un obiectiv de a merge în grupele conferență. Au și exact rețeta lui Hagi de la Faru, fosta viitorul, vând jucători și vând, dacă l-au vândut pe Cudus la Ajax,